această dimineață și abordăm același subiect care este pe buzele tuturor, acel conflict care stă să se ivească din ce în ce mai aplu între Federația Rusă și Ucraina, iar în cele ce urmează discutăm cu analistul politic Viorel Ciubotaru. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur tare mult să vă revăd, din păcate, într-un context destul de neplăcut. Domnule Ciubotaru, haideți să începem prin a ne expune părerea dumneavoastră personală. Ce se întâmplă în general pe harta internațională? Eu cred că noi asistăm la o situație extrem de periculoasă pentru starea în general la nivel global. Urmarea deciziilor de ieri, luate de către președintele Putin, de a recunoaște independența regiunilor anexate de Federația Rusă, deci ocupate de Federația Rusă, de Lugansk și Donetsk. Această decizie, de fapt, dinamitează, dar nu doar această decizie formală, dar și motivația care a răsunat din discursurile conducătorilor Federației Ruse la ședința Consiliului Suprem de Securitate a Federației Ruse. Motivația aceasta este îndreptată spre revizuirea tuturor evenimentelor după 1989. Deci și vizează procesul de declarare a independenței a tuturor celor 15 republici din fosta Uniune Sovietică. Deci este o decizie cardinală, reflectă nu doar un joc de bluff, cum considerau mulți politicieni din Occident și din zona noastră, nu este doar o amenințare, este o cale magistrală pe care a ales-o domnul Putin, este un fel de cruciadă, dacă doriți, și o încercare de a reface Uniunea Sovietică pe baza imaginii pe care a avut-o cândva și Imperiul Rus. Ne vizează și pe noi. Noi vom fi următorii, tot și probabil, indiferent de faptul cât de mult ne-am dorit să rămânem în afara acestor procese. Deci aici am spus că este extrem de periculos, pentru că pentru a-și afirma această decizie, Federația Rusă și-a concentrat o suficientă forță militară pentru a susține pe care militară demersul său de anexarea acestor teritorii. Toată lumea înțelege și aceasta a fost spus inclusiv și la această ședință și urmează să vedem deciziile Dumii de Stat, că nu este vorba doar de teritoriul, de fapt nici nu spuneau republici, spuneau teritorii, subliniau acest lucru. De fapt se vizează readucerea a teritoriului raionelor de est a Ucrainei în hotarele fostilor regiuni Lugansk și Donetsk din componența Ucrainei. Asta înseamnă, e posibil doar pe cale militară și acest curs a fost reafirmat inclusiv la această ședință, într-un mod absolut direct. Apropo, domnule Ciubotaru, am citit și părerile experților de talie internațională care susțin că se împarte lumea în două tabere, cei care susțin că se va aplica legea marțială și cei care susțin că totuși această disensiune poate fi atenuată cu anumite negocieri. Dumneavoastră, ce părere aveți? Ajungem totuși la un conflict? Eu n-am de gând să comentez alte opinii. Eu această opinie am expus-o de la început sau de mai mulți ani, dacă doriți, și în ultima perioadă. Trebuie să fii orb sau să nu înțelegi ce se întâmplă. Trebuie să nu înțelegi cuvântul geopolitică. Trebuie să nu înțelegi ce s-a întâmplat în ultimii ani pe teritoriul Federației Ruse și a unor state satelite, cum este Belarus sau Kazahstan, ca să faci o prospectivă. Și lucrurile sunt extrem de grave, pentru că noi avem de-a face cu un regim autoritar, cu regime autoritare, care încearcă să supraviețuiască niște, un grup foarte restrâns de elite, care de fapt au capturat statele lor. Și spre marea noastră speranță, sper foarte mult că poporul rus, ca și poporul belarus și poporul kazah, se vor trezi și această dorință de a
instaura în țările lor un adevărat, autentic regim democratic, va câștiga și această partidă de război va fi oprită. Acum, desigur că foarte multe lucruri depind de efortul diplomatic și politic și eu sper foarte mult că această avansare, această cruciadă post-imperială după prăbușirea Uniunii Sovietice se va opri. Vreau să vă întreb și despre enunțarea tuturor statelor din discursul de ieri a președintelui Federației Ruse, pentru că el a enumerat practic toate țările. Republica Moldova nu a fost menționată. A fost o scăpare sau a fost intenționat? Nu prea am auzit întrebarea dumneavoastră, dar o intuiesc. Eu cred că Republica Moldova astăzi este... conducerea Republicii Moldova a făcut maximum posibil. Salut foarte mult declarația doamnei președinte Maia Sandu și a ministrului de externe Micu Popescu făcută aseară. Sper foarte mult la această declarație să alinieze și alți actori politici din Republica Moldova, pentru că Republica Moldova nu doar susține integritatea teritorială a Ucrainei, cum foarte clar reiese din declarațiile, dar și condamnă această încercare a Federației Ruse prin metode imperiale să-și extindă teritoriile și să revadă de fapt toate înțelegerile, inclusiv înțelegerile care au fost luate la nivel strategic în urmă cu actul Helsinki și o mulțime de alte acte internaționale. De fapt, noi suntem astăzi martori la încercarea de a prăbuși acest sistem internațional de relații internaționale bazate pe reguli și Republica Moldova, spre fericirea noastră, este, deci are un comportament maximum posibil de atent și prudent pornind de la interesele noastre. Dar marea mea grijă este că lucrul acesta poate să fie insuficient și noi trebuie să ne gândim la niște soluții și opțiuni pentru securitatea Republicii Moldova mult mai sigure decât ele sunt astăzi. Apropo, ați vedea și dumneavoastră care ar fi măsurile necesare spre întreprindere din partea Consiliului de Securitate a Republicii Moldova? Bună oară! Eu cred că astăzi este suficient o discuție foarte deschisă și clară, pentru că toată populația Republicii Moldova să înțeleagă ce se întâmplă. Noi asistăm inclusiv și suntem supuși unui război informațional. Spațiul nostru public este dominat de multiple posturi televizate care astăzi răspândesc minciunile și informații false cu privire la motivarea acestor pași făcuți de conducerea Federației Ruse. Și în acest sens noi trebuie un set de măsuri pentru protejarea populației și cetățenilor Republicii Moldova de acest război informațional, acest război hibrid, care conține inclusiv și loviturile posibile de atacuri cibernetice, atacuri la siguranța energetică, alimentară, sanitară a Republicii Moldova. Aceste lucruri este obligată să facă guvernarea și eu sper foarte mult că la acele acțiuni care de acum sunt întreprinse, se vor alătura și înțelegerea cetățenilor, pentru că în situații de criză profundă, numai unitate, numai solidaritatea cetățenilor, autorităților și partidelor politice pot face ca situația Republicii este opțiune de securitate să fie consolidată. Cât privește deciziile politice, eu nu vreau să anticipez discursul politicienilor, sunt în mâna lor, deci experții pot oferi diferite situații. Dar deciziile politice trebuie să iei politicienii. E adevărat și lecția pe care ar trebui să o învățăm este să fim solidari unii cu ceilalți și să ne informăm din surse demne de încredere, sursele credibile, pentru că ați menționat și despre acest lucru. Cumva poziția Rusiei este foarte clară. Pe ce mizează Ucraina, domnule Ciubătaru? Deci rezultatele acestui război informațional sunt dezastruoase pentru mai multe țări, inclusiv pot fi și pentru Republica Moldova. Noi le vedem inclusiv prin diferite sondaje în care oamenii trăind într-o realitate gândesc cu realitățile imaginare create de acei care conduc acest război. Și este vorba nu doar de mass media, este vorba și de spațiu virtual, este vorba și de acțiuni protopolitice
spun protopolitice pentru că ele nu reflectă voința politică a oamenilor, a membrilor unor partide, dar sunt de fapt instrumente de descurajare a populației privind măsurile de securizare pentru a descuraja capacitatea de reziliență și de apărare a statelor. Aceasta este foarte valabil pentru Republica Moldova. Noi asistăm la astfel de atacuri și vedem că rezultatele lor pot fi foarte și foarte dăunătoare pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Noi sperăm totuși că dialogul, negocierile vor avea un cuvânt puternic de spus în tot acest conflict. Domnule Cipotaru, eu vă mulțumesc tare frumos pentru implicare. Mulțumesc și pentru intervenție. O zi frumoasă să aveți în continuare. Da.